Parabola celor doi datornici De câte ori, Doamne, îmi va greși fratele meu și eu să-l tot iert? O întrebat apostolul Petru pe Iisus. Pot să-l iert până de șepti ori? Eu nu ți-am spus să-l ierți de șepti ori, ci să-l ierți până de șeptezeci de ori câte șepti, o răspuns Iisus. Pentru aceasta, urmează Iisus, s-a asemănat împărăția cerurilor cu omul împărat care a vrut să ia socoteală slujilor sale. El o chema la dânsul mai întâi pe unul care avea să-i plătească zeci mii de talanți. Dar acesta n-avea de unde să-i plătească. Împăratul o poruncit atunci să-l vândă și pe el, și pe fimei, și copiii lui, și toată gospodăria lor. Datornicul s-o arunca la picioarele împăratului și s-o ruga să-l mai amâie cu plata, care are să muncească, să strângă și are să plătească cu încetul tot ce datorești. Împăratul s-o milostivit și i-a ascultat rugăciunea. Ieșind sluga aceea de la împărat, o întâlnit pe un om care îi datora o de dinari. O sărit numai decât la dânsul, lua pucat de gât și i-o cerut datoria. Bietul om s-a rugat să-l mai îngădui, care să muncească și are să-i plătească tot. Dar sluga împăratului nu vrut să audă din nimic. Îl luă cu dânsul și îl băgă la închisoare până îi va plăti datoria. Lumea care știa cum să purta împăratul față de sluga sa, să măhni auzând de purtarea acestuia față de datornicul său și să duse de povesti tot împăratului. Atunci acesta o chema pe slugă și i-o spus. Slogă vicleană, ți-am îngăduit să-mi plătești datoria când vei putea, pentru că m-ai rugat, iar tu n-ai putut îngădui datornicului tău o sumă cu mult mai mică pe ți-o datora? Și, supărându-se stăpânul, l o dat pe mâna celor și dădeau pedepsei ca să-l muncească până își va plăti toată datoria. Așa și tatăl meu cel ceresc va face, atăugă Mântuitorul. De nu veți ierta fiecare fratelui vostru din toată inima greșelile sale.